Salutare prieteni și bun venit la un nou episod din My Summer Car. Bun, vedeți, am toate astea pe aici și motorul, da. Am și salvările alea în care am făcut motorul și mașina, dar am distrus-o foarte, foarte mult și nu știu, am mai găsit ceva șuruburi de strâns, le-am strâns și tot nu a vrut să pornească mașina și... altă idee decât asta n-am avut. Deci o să o iau de la început, dar acest episod o să fie pe repede înainte. Deci o să construiesc papapac, dar o să editez eu și o să fac să meargă repede. Și o să trecem peste faza asta cu construitul papapapapac în timp ce o să construiesc. Și la finalul episodului o să vedem, o să pornesc mașina și sper să reușesc. Pentru că ce mi-am dat eu seama, greșisem să fac la bujii, deci trebuiau strânse bujiile. Eu când le-am pus pe motor nu le-am strâns și am încercat eu să le strâng, că știți că am ajuns departe cu mașina, dar nu, chiar să o pornesc, dar nu, n-a vrut. Și v-am zis, am descoperit treaba asta cu bujiile și am încercat să le strâng, dar degeaba. Deci treia ca să le strâng trebuia să dau motorul jos, să-l dezmembrez ca să pot să strâng bujiile și așa mai bine o iau de la început și o să fac un episod frumos. Și sper ca la finalul acestui episod să reușesc să pornesc mașina. Bun prieten, haideți să-i dăm drumul să mă apuc pe repede înainte așa să construiesc motorul și tot toată mașina și să vedem dacă pornește. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger?
open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You, 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 you can make me move. Can make me move. You, 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 you can make me move. Can make me. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told ya, it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. Hold my feeling, I don't know what's right.
nothing that I mind. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something.
Bun, prieteni, în sfârșit am terminat. În sfârșit am terminat cu mașina. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. Și acum, nu știu, o porni, nu o porni. O să vedem. Deci acolo la final uitasem, deci trebuie să strângem toate alea de la frână, toate șuruburile alea de la frână, pentru că dacă nu le strângi pe toate o să se ducă lichidul și noroc că am avut lichid mai mult cumpărat pentru că am completat eu cu lichid iar în alea că se dusese după ce am strâns șuruburile și acum haideți să vedem. Deci chiar am muncit foarte, foarte mult pentru episodul ăsta, foarte, foarte, foarte mult și da. Deci nu știu dacă v-ați dat seama, dar la început, când am început acest episod, era noapte și acum este dimineață, adică e lumina acum. Deci chiar am stat foarte, foarte mult pe mașina asta s-o refac și ar fi ceva să nu pornească și să nu... ar fi ceva. Deci n-aveam ce să fac, treia neapărat, pentru că bujiile alea au un bug, au o eroare, deci nu poți să le învârți. Deci din cauza aia cred că nu mi-a pornit prima dată mie când am construit mașina în episoadele anterioare. Din cauza asta cred și a trebuit să o iau de la început și am făcut episodul ăsta special cu toată mașina, cum să construiți mașina. Sper să vă și ajute acest episod, cu toate că cred că o să iasă cam lung, dar nu-i nimic. Și tot ce am muncit eu, sper să nu fie în zadar. Toată munca mea. Haide. Enter. Închide ușa. Lasă-mă, cu telefonul tău, mă, că o să fac eu și misiuni. Pornește. Doamne ajută. Hai să vedem. Ignit. Hai, mă, nu mai vrea. Holy shit. Yeah. Este, a pornit mașina, super tare, oh my god, a pornit mașina, deci este incredibil, frâna de mână, hai să vedem, oare pleacă de pe loc, mașalier, pleacă sau nu pleacă, pleacă, nu se poate așa ceva, what the fuck, bun, volanul. Nu se poate așa ceva! Bagă întâia, să vedem. Oh my god! Holy shit! Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, am reușit. În sfârșit a reușit să construiesc mașina. În sfârșit! Holy shit! Nu se poate. De fapt, ce holy shit, frate? Oh my god! Oh, Doamne, am făcut mașina să meargă! Nu se poate așa ceva! Băi, și n-am nicio problemă cu ea până acum! Nu se poate așa ceva! Am reușit! Bun, deci munca mea n-a fost în zadar! Deci n-a fost în zadar munca mea! Mulțumesc, Doamne, am reușit în sfârșit, după atâta muncă, am refăcut mașina asta de 2 ori! La piese, la motor, cred că l-am dezmembrat și l-am asamblat de 50 de ori. Oh my god, în sfârșit. Wow, bun. Bun, prieteni, sper că v-a plăcut episodul ăsta, cam asta a fost tot și ne revedem în următorul episod unde o să ne plimbăm cu mașina asta, mergem să o reparăm, să facem și niște bănuți, că avem misiuni de făcut și probabil o să mă uit și de hack-uri din alea pentru bani, să am și mai mulți bani să pot să îi fac update la mașina asta care în sfârșit am reușit să o construiesc, să o asamblez și să pornească! Oh, super tare! Bun, trebuie să mai bag benzină. Bun, s-a oprit. Na, nu înțeleg de ce s-a oprit, dar nu contează. Nu contează, important este că a pornit și este bine. Bun, deci asta a fost tot, prieteni, sper că v-a plăcut și noi ne revedem în următorul episod din My Summer Car. Pa, pa!